video tag pentru început deschizi un browser, dați aici skip această, aici trebuie să așteptați 5 secunde. Eu nu o să dați aici salva file, eu nu am nimeni italiană, salva file, salvează. Eu nu o să-l descarc pentru că l-am deja din sala descărcat. Voi dați, dacă aveți Firefox, dați acolo prima salva sau depinde ce nu aveți. Aceasta e instalarea. Eu nu o să mai înțeles că l-am instalat. Îl arăt. Se instalează foarte ușor când îl deschideți instalarea. O să vă apară o iconiță cu italiană și engleză, pentru că descărcați să instalați limba engleză și italiană. Dacă vreți, puteți să descărcați. Aceasta e aplicația. Dacă se descrie. Dacă nu se va descrie mai repede, o să vă arăt cum este. Această interfață, așa vi se va deschide. Acesta încalcă prostile lui, efecturile video și audio, sunt prostile. Și o să vă apare asta. Aici e proiect nou și deschide proiectul. Aici e un tutorial video. Să faceți tutorial video, deci screen, video screen și al genul. Și aici niște ajutor, cum ar fi. Voi dați descrie proiectul sau proiect nou, dar pentru să vă dea direct, să vă bage direct să încărcați directivul, dați proiect nou. Selectați un video animator și îl va încărca. Pentru al începe să-l modificați, îl luați de aici și îl trageți pe de două veri. În partea asta aici. Când momentul noastră lăsați, ia zadon. Și aici va apărea audio. Și mai sus. Partea video. Dar mie încă trebuie să mi se încarce niște ori. Aveți efectele video aici. Aici aveți efecte video, după cum vedeți, să joace videoclipul în stânga, în dreapta, să fac mai multe culori. Multe și multe efecte, multe, câteva efecte acolo și în partea asta aveți efecte video, audio, e pentru a face pasarea de la un videoclip la altul, apăsați pe această liniuță și vă alegeți efectul cum să treacă. De exemplu, vreți să treacă în inimă, să fie o inimă pe ecran, un păstrat, o stea, să vină stea, rotund, cum vreți, toate efectele aici le descoperiți voi. Și cam asta ar fi, vă las să-l descoperiți voi. Și cam asta ar fi cu videoclipul de azi. Ne revedem la tutorialul următor. L-am pupat.